Salut, eu sunt Ciuche Vlădus Cristian, am vârsta de 16 ani. Sunt foarte pasionat de snooker, șahul cu bile. Sunt pasionat de acest sport, l-am văzut la televizor și sunt foarte mândru că am ajuns să-l practic și totodată că reprezint cu mândrie Academia de Snooker Bacău. Da, e ceva foarte interesant în întrebarea asta, pentru că ne uitam la televizor la un turneu de snooker și Alex Crișan este și arbitru, dar în același timp este și comentator. Și atunci, în weekendul respectiv, se desfășura o etapă la Bacău și nu știam până atunci de academie. Atunci a zis Alex Crișan de că există o academie de snooker în Bacău și îți dai seama că în a doua zi deja am venit să o caut, pentru că eram super entuziasmat.
La început a fost destul de greu pentru că dacă nu mai jucasem până atunci doar de câteva ori, adică chiar la asta mă gândeam azi, că am văzut, era, mi se părea atât de mare masa de snooker, pentru că masa de biliard e destul de mică. Și când am intrat aici, vedeam, adică erau foarte grele loviturile de distanță, mai ales, că era masa așa de lungă și era ciudat sentimentul. Da. Bineînțeles că am început noi cu biliardul. Vlăduț nu prea ajungea la masă și ar fi vrut să joace și el. La noi în țară nu-i văzut ca un sport extraordinar. De când mă punea tata să joc biliar cu el, adică vedeam că el joacă, avea niște prieteni și juca cu ei. Și atunci, adică mi se părea foarte interesant, doar că eu nu ajungeam la masă. Era o masă într-un sat mai alăturat și de obicei duminica, gen, îmi făceam temele pentru școală sâmbătă, știi? Și ca duminica când mergeam, că gen aici la Lespezi, stă și bunica mea și mergeam la ea, de obicei mergem duminica și după mergeam să jucăm biliard. Că așteptam toată săptămâna ca să merg duminică atunci să joc. Când făceam liceu în format fizic, dimineața mă trezeam pe la 5, 5 fără ceva și pentru că la 5 jumătate aveam microbus din centrul satului. Și de aici, din sat, de la mine, din Racova, până la Bacău faci 30-40 de minute. Și trebuia să mă trezesc mai devreme, până mă îmbrăcam, până nu știu ce, că e mai greu cu trezirea dimineață și aveam ore de la 8. Asta e problema, că aveam microbus la 5 jumate și după aia aveam la 8, dar dacă mergeam cu ăla de 8, ajungeam la 9, știi? Și mergeam cu ăla de 5 jumate, ajungeam de la 6 în Bacău. Și de la 6 până la 7, 7 și un sfert, cam așa, mă duceam la academie, mă antrenam și îți dai seama că acolo trebuie să fiu atât de concentrat încât îmi sărea somnul. Clar mi-ar plăcea să ajung să joc în afară, pentru că, în primul rând, cel mai important lucru e mândria de a juca pentru țara mea. Tatăl meu, nu știu cum să zic, adică lui, i-a intrat și lui în sânge, snookerul. Pentru că jucând atâta biliard, trebuie să, dacă îți place și te uiți la snooker, adică noi la început când ne uitam la snooker la televizor, nu știam absolut nicio regulă. Nu știam nici măcar punctajele belilor. Înțelegi? Și pe parcurs au trebuit învățate chestiile astea, pentru că dacă ne s-a părut interesant, vreau să știm din ce în ce mai multe, să analizăm jocul. Să mă vadă tata la televizor ar fi, nu știu, cred că s-ar bucura enorm, pentru că e clar, un lucru incredibil. Să ajungi acolo este ceva fascinant. Vlăduț, să știi că eu am mare încredere în tine, că într-o bună zi te voi vedea la televizor, mare campion. Ca să ajungi un mare campion, trebuie să
așteptam.